Durerile de burtică sunt unele din cele mai frecvente probleme cu care se confruntă micuții și inclusiv părinții. Medicii spun că în unele cazuri e necesară intervenția de urgență, iar în altele e vorba de simptome firești ale colicilor sau balonării. Durerile de burtică la bebeluș, în majoritatea cazurilor, sunt normale în prima perioadă a vieții, adică începând cu cele 2-3 săptămâni de viață și până la 4 luni, dar trebuie să fim atenți căci prezența acestor colici de multe ori mimează alte patologii. Chiar începând cu vârsta de nou născut, pot să apară la bebeluș dureri de burtică care pot fi legate nu neapărat cu colicile, pot fi legate cu o invaginație intestinală, care este o urgență chirurgicală și necesită imediat vizita la medic, pot fi ocluzii intestinale, malrotații intestinale, toate acestea sunt urgențe și trebuie de adresat cu bebelușul neapărat la medic. De asemenea, colicile pronunțate pot fi legate cu alergiile sau intoleranțele alimentare. Cu acordul specialiștilor, micuții pot fi ajutați prin metode simple realizate acasă. El se calmează doar dacă este luat în brață, legănat, pus la sânul mamei sau pus pe burtica mamei, piele la piele. Dacă este liniște, în încăpere, alți bebeluși iubesc zgomotele albe, da, le ajută. De asemenea, se poate de pus o pelincuță călduță, da, pe burtica bebelușului sau invers, el pus pe burtică, pe o pelincă călduță, da, și atunci iarăși se calmează. Un remediu popular pentru balonare și colici este ceaiul de fenicul, care normalizează funcționarea tractului gastrointestinal. În cazul în care durerile abdominale nu dispar, medicii vin cu alte recomandări. Potrivit lor, preparatele medicamentoase se iau doar după o consultație medicală. În cazul în care copilul este alăptat la sân sau primește formulă de lapte praf, dar este sensibil la proteina laptelui de vacă, atunci mămica se recomandă dieta cu excluderea strictă a lactatelor sau se trece pe, dacă este pe lapte praf, se trece pe o formulă hidrolizată intens. Alte preparate care pot fi administrate sunt probioticile, preparatele care ajută la eliminarea gazelor, de asemenea pot fi folosite la bebeluș dacă acesta este balonat. Dacă durerile abdominale sunt însoțite de diaree sau vărsături, atunci trebuie să vă asigurați că organismul bebelușului nu este deshidratat. Oferiți-i mai des lichide sau folosiți o soluție specială pentru rehidratarea perorală. Durerile de burtică pot fi cauzate de infecții sau alte patologii care pot fi diagnosticate în urma unor investigații minuțioase. Medicii îndeamnă părinții să se informeze din surse sigure și să ceară ajutorul.